Marea majoritate a absolvenților de clasa 8-a din acest an au scăpat de emoțiile examenelor de evaluare națională odată cu susținerea lucrării de la matematică. În județul Hunedoara a fost o prezență bună la examene și nu s-au înregistrat incidente nici în ceea ce privește fraudarea și nici legate de îmbolnăviri cu COVID-19, ceea ce înseamnă că foarte probabil nu va fi nevoie de organizarea unei sesiuni speciale. Totodată, subiectele ce au trebuit să fie rezolvate sunt considerate cu o dificultate medie, chiar dacă în premieră au fost de tip PISA. Astăzi a avut loc proba la matematică a evaluării naționale. Din 2269 de elevi înscriși, au absentat 166. La ora la care vorbim nu s-au înregistrat incidente, n-au fost copii, cum să zic, bolnavi, nu avem elevi care să ne solicite etapa specială deocamdată. Din discuțiile purtate cu colegii mei, subiectele au fost subiecte de nivel mediu, sunt subiecte care sunt inspirate din testele PISA, numărate în acest an, subiecte care sunt centrate pe capacitatea creativă a elevilor. Rezultatele parțiale vor fi afișate în data de 29 iunie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 4 iulie, urmând ca mai apoi să se facă repartizarea computerizată în licee sau școli profesionale, toți absolvenții de clasa 8-a din județul Hunedoara având locuri asigurate pentru continuarea studiilor. De asemenea, mai este important de menționat că, la fel ca și în anii precedenți, lucrările de la evaluarea națională vor fi corectate în alte județe. După ce vom obține lucrările din centre, le împachetăm, sunt securizate și le trimitem în alt județ spre corectare, așa cum noi primim din alte județe spre evaluare în județul Hunedoara. Vom publica rezultatele în 29 iulie, urmând etapele obișnuite de contestații, iar rezultatele finale vor fi în data de 4 iulie. Urmează apoi activitatea de repartizare computerizată a elevilor, pentru că obiectivul nostru este să constituim formațiile de studiu de clasa 9, învățământ liceal, profesional și dual pentru anul școlar următor. În județul Hunedoara mai sunt 53 de elevi care în cursul zilei de vineri vor susține examenul de limba și literatura maternă din cadrul evaluării naționale în maghiară sau germană în 4 centre, 2 în Deva și 2 în Valea Jiului, la Petroșani și Lupeni.